Masa este pregătită, totul în alb, cu accent la roșu. Tacâmurile le-am pus, furculițe, linguri, cuțite, șervețele, pahare pentru șampanie, păhăruțe pentru whisky. Whisky este, șampanie este, candila este aprinsă. Sărmăluțe din frunze de vie și varză murată. Soțul meu iubește sărmăluțele cu bucățică de carne la mijloc, măricică și cu 3 granule de orez. Acum pot să mă duc să mă machiez. Vă salut, dragii mei și dragile mele! Suntem în ultima zi a anului care ne-a adus atâta învățătură, atâta desăvârșire, atâta pace și speranță. Data de Revelion mi-am gătit bucatele, dar nu am timp să-mi aplic o măsculiță sau un masaj lifting, să-mi ridic obrăjorii, dar o să profit și împreună cu voi machiaj, de lifting și de bună dispoziție. Tenul este pregătit, am aplicat un fond de ten, puteți să aplicați orice fond de ten care îl aveți voi în casă și voi aplica corectorul. Acum voi contura buzele. Străduiți-vă ca când conturați buzele în programul anti-age, vom contura de la colțul gurii în sus și nu invers. În afară de aceasta, nu e de dorit să luați un creion foarte închis. Făcând mișcări în sus, noi ridicăm colțurile gurii. Folosim un ruj la fel pastelat, foarte leger. Ruj. Deci, după ce ați aplicat rujul, conturați cu creionul colțurile gurii. Un pic, un pic, amestecându-l cu rujul. Astfel noi ridicăm colțurile gurii și totodată mărim buzele. Voi aplica concealerul. Pentru a ridica obrajii, aplicați concealerul în formă de triunghi. Desenați un triunghi. În zona iată așa, mergeți cu un triunghi, dați în sus, spre coada ochiului. Deci triunghiul îl tapotați în sus. Ușor, ușor, cu mișcări foarte, foarte finuțe. Pe loc, tapotați spre exterior. Deci pe loc și în sus. Astfel veți ridica obrajii vizual în sus.
Te pătăm bine unghiul interior, apoi schimbăm periuța și mergem spre exterior. Tapotăm, ridicăm. Tapotăm, ridicăm. Foarte, foarte finuț. Deci, tapotăm bine unghiul interior, apoi schimbăm periuța și mergem spre exterior. Tapotăm, ridicăm. Tapotăm, ridicăm. Foarte, foarte finuț. Vom lucra cu sprâncenele. Luăm o culoare aproape de culoarea sprâncenelor. Și ne străduim, corectând sprâncenele, să ridicăm linia superioară un pic mai sus și să nu le lungiți. Niciodată să nu lungiți sprâncenele până jos. Dacă aveți pleoapă lăsată, sprânceana e bine să fie scurtă și lată, scurtă și ridicată. Astfel noi ridicăm și pleoapa. Și accent la începutul sprâncenei. Și în sus, în sus. După ce ați conturat, estompați. Estompați cu o periuță. Lucrăm și în partea aceasta. Pale cizela, aplicăm sub sprânceană cu periuță așa micuță, micuță, un pic de concealer. Luăm de la concealer așa pe vârfuleț, doar un pic ușor și cizelăm partea inferioară a sprâncenei. Aici sprâncenii frumușele. Lucrăm cu ochii. Ce trucuri putem aplica pentru a ne lungi ochii, pentru ce trucuri putem aplica pentru ca să ridicăm pleoapele căzute? Aplicăm o bază pe toată pleoapa. Foarte, foarte finuță. Nu încărcăm ochiul. Am luat umbre de culoarea nisipului. Doar o atingere. Doar o atingere. Să nu obosească ochii, să nu ne obosească pleoapele și tapotăm, tapotăm spre exterior. Conturul ochilor, aplică doar pleoapa superioară în interior. Deschidem ochiul și foarte, foarte atent, doar în interior și în partea aceasta. Dacă puteți cu ochiul deschis, nicio problemă. Eu am aplicat creionul, am închis puțin ochiul și mișc pe pleoapa superioară. Ba, și cam atâta. Pentru ridicarea pleoapelor, vom lucra doar cu unghiul exterior. Le aplicăm în formă de gurița
peștelui, doar cu unghiul și tapotăm. Apucăm pleoapa și un pic, luăm o altă periuță și estompăm spre exterior. Nu treceți de linia ochiului. Luăm creionașul de conturare și finisăm manevra. Prelucrând unghiurașul, prelucrând unghiul ochiului. Mi-mi place. Lucrăm și cu celălalt ochi. Super! Так, ne vedem dacă sunt egali, dacă au nevoie de estompare. Estompând, străduiți-vă spre exterior și în sus. În sus și spre exterior. Sub sprâncene, o atingere ușoară, de o culoare deschisă. Ușor, ușor, ușor. Puteți să atingeți un pic și unghiul, puteți atinge un pic și unghiul interior. Estompăm spre exterior. Foarte, foarte ușor. Aplicăm remelul. Accent la zona exterioară. Dacă iubiți gene false, puteți să vă aplicați gene false. Aplicăm de câteva ori pe toată suprafața genelor, zigzag, dar vom face accent la zona exterioară. Facem accent la genele de la colțul exterior al ochiului. Ca la vulpișoară. Și la acest ochi. Deci aplicăm de câteva ori pe toate genele și accent la genele din exteriorul ochiului, la genele exterioare. Efectul de lifting al machiajului aplicați numai decât contouring. Deci contouringul se aplică nu numai în zona obrajilor, dar și la tâmplă. Obrajii, tâmpla și mergeți un pic spre ovalul feței, tapotând și estompând spre exterior. Accentul îl faceți și aplicați și la frunte. Pentru a... și pe partea stângă. Deci mergem cu contouring-ul în sus și în jos zona ovalului feței. Tapotând și estompând, estompând bine, bine. Toate aceste trucuri sunt importante când ne dorim
un machiaj, lifting, lifting machiaj. Și vom aplica un ruj de obraz foarte, foarte duios, foarte, foarte finuț. Obrajii foarte, foarte finuți, foarte, foarte puțin, emoțiile de revelion, ne vor îmbujura obrajii natural. Tot cu această piere și estompăm, estompăm. Dacă folosiți pudră, pudrați-vă ușor tenul pentru a vă simți bine în pielea voastră. Machiajul este gata și noi suntem la fel gata să petrecem ultima zi a anului, care ne-a adus atâta învățătură, atâta putere, atâta răbdare și cu pace și acceptare să-l petrecem în iubire. Vă mulțumesc că ați fost cu mine și cu toată comunitatea, care noi împreună cu voi am crescut, am învățat lucruri frumoase, am dăruit și ne-am bucurat de momentele frumoase. În anul care vine, profitați de legea de aur a divinității. Dăruiți-vă vouă și celor din jur sănătate, bunăstare, prosperitate, pace. Conectați-vă la conștiința supremă, punând în valoare talentul, capacitățile, cunoștințele și sfaturile comunității, dăruindu-le omenirii. Slujiți omenirii cu noblețe. Orice slujire este o binecuvântare. Eu vă iubesc și vă îmbrățișez. Să auzim de bine și în anul care vine. La revedere!